găsit, dragi prieteni! Sunt Rodica Baciu și mă bucur ca din nou din studioul Credo TV să vă salut și să vă invit să urmăriți o nouă ediție a emisiunii pentru noi femeile. M-am bucurat în ultima vreme, fiind parte la conferințe și diferite întâlniri, să întâlnesc o mulțime de telespectatoare și telespectatori și nu pot decât să vă spun că vă iubesc și vă transmit o îmbrățișare și astăzi, alături de mine, este o altă femeie deosebită pe care mulți o cunoașteți de la conferințe sau din mediul online. Îi spun bun venit după patru ani Rodicăi Volintiru, care vine din Vancouver, Canada și iată ce bogăție de cărți avem aici pe masă cu semnătura Rodicăi. Bun venit, Rodica! Mulțumesc, Rodica! Mă bucur că suntem din nou împreună, să putem să împărtășim din experiențele cu Domnul și din frumusețea lui Dumnezeu. Experiențele sunt multe, bogate și timpul va fi prea scurt ca să le depănăm, dar îți mulțumesc și mulțumesc Domnului că după patru ani, deci dinainte de pandemie, ai reușit să revii din nou în România și vreau să subliniem că anul acesta aveți un maraton, ca și altădată, dar cred că mai solicitant, cu aproape 50 de întâlniri seară de seară. E este, este o mare provocare da, este. dar este un har când Domnul te cheamă într-o lucrare, tot el îți dă puterea energia, credința de care ai nevoie și chiar dacă de multe ori am fost așa de obosită când încep să vorbesc primesc o putere de sus care curge și care este pentru slava Domnului și întărirea celor care ascultă și mulțumim Domnului pentru aceasta și asta este confirmarea că lucrăm cu darul și cu chemarea Amin. noastră, că suntem în destinul nostru. Așa Pentru este. că atunci când floarea înflorește, își face bine și ei și celor din jur. Atunci când omul vorbește sau cântă sau slujește într-un anumit fel, conform cu chemarea lui, se încarcă și vedem la tine această lucrare a Harului, așa cum ai spus. Exact, simt că mă conectez mai mult cu Dumnezeu când vorbesc despre El și de multe ori sunt lucruri interesante, chiar în momentul acela eu poate spun ceva care nu m-am gândit, nu le-am citit, nu le-am studiat. Vin atunci de la Dumnezeu prin mine ca să poți să le mai departe și normal că te întărești mult mai mult spiritual și în Duhul și toate astea putem să spunem decât slavă ție Doamne. Așa este. Aș vrea să reamintim telespectatoarelor și telespectatorilor despre cărțile tale. Mulți le-au citit, dar eu cred că aceste cărți cumva te definesc. Tu ești femeia care l-a cunoscut pe Dumnezeu, Frumusețea lui Dumnezeu, că pe Dumnezeu îl putem cunoaște într-un fel sau altul, dar frumusețea lui Dumnezeu prin post și rugăciune, aprofundarea. Și asta a fost și prima ta carte. Apoi a învățat să fii biruitoare în încercare și a încercat să ne înveți și pe noi despre aceste biruințe prin a doua carte. Apoi o altă descoperire a fost transmisă prin cartea a treia, În Dragoste nu este frică. Și atunci când vedem că Dumnezeu este dragoste, nu mai avem de ce să ne temem, ai perfectă dreptate. Apoi, într-o vreme de mare test și uh, durere, a apărut cartea Secretul bucuriei. Deci, chiar când n-avea niciun motiv să te mai poți bucura, iată că această carte a fost scrisă cu suferința familiei tale și a rămas valabilă. Vedem în viața ta, în viața soțului tău, bucuria umblării cu Dumnezeu. De aceea recomandăm cartea și celelalte cărți, pentru că sunt semnate nu doar uh, cu o semnătură de autor, ci cu o semnătură a trăirii. Și apoi ați ajuns la izvorul din pustiu, făcând multe familii din Africa să se bucure de un pahar de apă pe care noi exact. îl avem aici pe masă și îl considerăm fără valoare. Acolo costă foarte mult, dar din punct de vedere spiritual, izvorul este Dumnezeu și această carte transmite și lucrul acesta și vrea să ne spună că oricât de mare ar fi pustiul nostru, izvorul este acolo. Și iată anul acesta un nou cadou care ne-l faci în special nouă femeilor, E vorba, după izvor de înviorare, Doamne, înviorează-mă și nu oricum, după cuvântul tău. Și e o carte specială, o să vorbim în emisiunea asta despre ea, e ca un sertar cu medicamente. Și mi-am că acum câteva zile am fost și eu foarte bolnavă și era la noi mai multă lume și am zis unei surori care e doctoriță să meargă să uite în sertarul cu medicamente și a găsit acolo ceva ce se potrivea. Cam așa e și cartea asta. În multe situații mai neplăcute cu care ne confruntăm, putem găsi aici un medicament sau și în zilele frumoase putem găsi o vitamină care să ne întărească pentru ceea ce va veni mâine. Așa este. În primul rând aș vrea să ne spui, pentru că însăși din titlul cărții, și de pe copertă vedem cum cuvântul lui Dumnezeu ocupă un rol deosebit de important în viața ta și vrem să ne spui ce reprezintă cuvântul lui Dumnezeu pentru tine. Cuvântul lui Dumnezeu este însuși Hristos, că el a fost de la început, cuvântul este Dumnezeu. În el găsim absolut tot ceea ce noi avem nevoie. Noi am fost învățați și eu am fost învățată de mică copilă să citesc în fiecare dimineață și fiecare seară Biblia la rând. Un capitol, două, trei, mai mult sau mai puțin. Și am fost crescută în cuvântul lui Dumnezeu. Dar au trecut ani și am ajuns la concluzia că nu știu prea mult, știu teorie multă, dar nu practică. Cu cât am început să studiez cuvântul Domnului și să caut fața Domnului, mi s-a descoperit valoarea care este în cuvânt, că este însuși Domnul Isus. Când deschizi Biblia și citești, să ai în imaginea ta este Hristos Domnul care îmi vorbește mie acum. Lăsă la o parte că sunt și istorii și foarte multe lucruri care nu neapărat îți vorbește atunci. Dacă n-ai nevoie să fii încurajat, întărit sau să primești o soluție, caută promisiunile Domnului. Sunt Cuvântul Domnului este viață, cuvântul Domnului este ca un ciocan care sparge gheața, care sparge piatra, este ca un foc care te mistuie, care arde tot ce nu-i bun, cuvântul Domnului este izvorul de viață, e mângâiere, este tot ceea ce noi avem nevoie, că mergem la biserică, ascultăm prădiși bune, cântări, dar... Dacă noi personal nu medităm zi și noapte asupra cuvântului ca să primim seva viața, revelația care ne-o dă Domnul, rămâne doar la teorie. De aceea când anul acesta când Domnul ne-a spus să venim în România, stăm în prezența Domnului și am zis: Doamne, dăm har, dăm credință, ne rugăm pentru toate. Și atunci Domnul mi-a spus: Scrie o nouă carte. Și eu imediat am zis, Doamne, te rog, arată și spunem numele cărții. Pentru că eu știu că toate lucrurile care sunt pe pământ sunt deja în cer. Așa cum a fost cu Moise, a trebuit să meargă, Domnul ce să vezi cortul cum este în cer, ca tu să-l faci pe pământ, să se manifeste. Și bazat pe aceasta am zis, Doamne, cartea aceasta este în cer deja. Arătăm titlul cum este, că auzește mă Atât de clar l-am auzit pe Domnul. E parcă la urechea mea era. Și am auzit, Doamne, înviorează-mă după cuvântul Tău. Este un verset din Psalmul 119. Înainte zice, sunt foarte amărât. Înviorează-mă, Doamne, după cuvântul Tău. Și atunci am zis, Doamne, arată cum să fie coperta cărții. Zic, vreau să colaborez cu Tine în cele mai mici amănunte. Și exact viziunea aceasta mi-a dat-o Domnul și am lucrat cu o prietenă de-a mea și mi-a găsit exact și aranjamentele și tot, cum să pot să fac cartea să fie așa cum este în cer? Deci, Cuvântul Domnului pentru noi trebuie să fie viața, esența, ghidul, călăuza, este însuși Dumnezeu, este însuși Hristos Domnul. Fără cuvânt ne putem risipi, ne putem pierde, putem să fim duși în diferite direcții de oameni, de tradiții, de forme, dar nu uita, pun accent. Avem nevoie de Cuvântul Revelat prin Duhul Sfânt, că Slova o moară, dar Duhul dă viață. Mult se ceartă pe marginile scripturii, anumite versete, dar acolo nu-i viață și nu-i revelații, doar slova. Cu slova omori. Dacă n ajuns să meditezi și vine lumina, adică revelația Duhului Sfânt, dintr-o dată înțelegi cuvântul prin prisma lui Dumnezeu, prin ochii lui Dumnezeu și îți aduce doar pace și bucurie și cercetare, bineînțeles. Și o dignă. Și da, o carte devoțională, o carte din care putem citi la rând sau pe sărite, din care putem să primim învățături, interpretări, anumitor versete, aproape fiecare capitol, care nu e mai mult decât o pagină, începe cu un verset din Biblie. Ce vreau eu să subliniez? Că tu ai fost cunoscută ca o campioană a postului și a rugăciunii și mulți s-au inspirat de la tine și cumva în generația noastră ai depășit niște limite. Uh, sigur, poate mai sunt și alții care au făcut un secret, dar tu ești o persoană cunoscută prin uh, zile multe de post și rugăciune. Totuși, în cartea asta am găsit iarăși postul, dar te exprimi într-un alt fel. Într-un post al, uh, uh, al smereniei. Și am vrea să ne vorbești despre această nouă fațetă a postului pe care cred că ai descoperit-o de curând. Am scris-o și în cealaltă carte, dar așa am simțit în această carte să dau doar puține uh, idei în direcția aceasta. Avem mare nevoie de smerenie în zi ziua de astăzi, noi femeile și toată lumea, și liderii, și bărbații, și toți. Și am ajuns la concluzia și din propria mea experiență ce repede ajungi să înțelegi puterea smerenii când te pui deoparte prin poș și rugăciune. Inclusiv David zice, mă smeream cu poș și rugăciune. Când un om se smerește în circunstanțe dificile, Ceilalți poate să-l desconsidere, să zică ăsta e fraier, ăsta nu știe, s-a lăsat dus de circunstanțe sau nu s-a apărat. Când cineva se smerește, este persoana cea mai puternică. Pentru că a ajuns să realizezi cine ești tu în Hristos, cine este Dumnezeu pentru tine și atunci îți este foarte ușor să taci, să rabzi, să ierți, să pleci capul. Deci toate acestea fac parte din definiția smereniei pe care tu ne-o propui să lași de la tine, să ierți, să da, te dai cu un pas mai în spatele altora? Nu, nu totdeauna, dar accentuez pe chestia de ești o persoană puternică dacă înveți și înțelegi smerenia, să fii smerit. Domnul Iisus spune învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Cum a fost Domnul Iisus? Vedem viața lui. Când a fost să se confrunte cu farisei, s-a confruntat. Sunt situații când ne confruntăm cu farisei, care sunt și astăzi. Dar și acolo nu suntem noi Hristos. Ne trebuie înțelepciune, ne trebuie acea dragoste, acea blândețe sau în momentul respectiv poate chiar trebuie să tac sau spui doar un cuvânt și este de ajuns. Smerenia este necesară și este căutată astăzi în toată lumea. Un bărbat cred că îi place o femeie care este smerită și care nu se laudă. Și am constatat persoanele care sunt mândre și care le place să iasă în evidență și care totdeauna încearcă să facă ceva, de fapt sunt foarte slabe și nu vrea să-și arată slăbiciuna. E rușine și este frică să spună, eu nu știu, eu nu pot, într-adevăr aici am greșit și de aceea încearcă să acopere acea parte a slăbiciunii prin mândrie, aroganță, răzbunare sau alte stări care nu sunt plăcute. Pe când noi, dacă înțelegem această frumusețe a Domnului Isus, că și El a postit și El s-a rugat, în post te retragi cu Domnul și Domnul ți arată fiecare părticică din inima ta care nu-i plăcută Lui. Și îl vezi pe el atât de măreț, atât de frumos, atât de mare și zici, Doamne, de ce trebuie să mă zba, să mă lupt? E atât de frumos să tac, să rapt, te las pe tine, tu convinge-l, că eu nu reușesc să-l conving, tu, Doamne, face lucru, dar am constatat dacă nu ai cât de cât o viață dedicată Domnului, o viață de poș și rugăciune și o relație profundă cu Tatăl Fiul și Duhul Sfânt, ți-e foarte greu să te smerești. Dar eu știu un lucru, zic, Doamne, eu vreau să fiu plăcutăție. Că mă înțelege lumea sau nu, că mă desconsideră sau nu, prefer, Doamne, să tac să rap, să fiu plăcutăție. Spunea, dacă nu greșesc, John Maxwell că liderii puternici își recunosc greșelile, cei slabi nu. Pentru că cel puternic el știe că a făcut și lucruri bune, el știe că are o anumită valoare și atunci își poate permite să mai reducă din valoarea lui expunând și greșelile și lăsându-i pe alții să învețe din greșelile lui. Ei, acum noi, cu siguranță, dacă ne ancorăm în inestimabila valoare cum a fost și tema conferinței de anul acesta pe care o avem în Hristos dar trebui să ne fie frică să recunoaștem că acolo n-am făcut bine sau am greșit sau n-am gândit bine exact, avem nevoie să fim vulnerabili, pentru că unii zice oh, chiar o soară mi-a zis păi, oh, tu ești undeva sus, departe, niciodată nu o să ajung acolo, zic nu și eu sunt om, ca și tine și eu mai greșesc și eu poate mai fac anumite greșeli, nu vorbesc de păcate mari, dar și eu pot cădea în anumite stări firești sau de nemulțumire sau nu mai știu poate anumite lucruri. De ce să te gândești că ok, eu niciodată nu ajung acolo? Ba da, toți putem ajunge la nivele mai înalte. Dar în momentul când te lași vulnerabil și când m-am deschis cu anumite greșeli, zice wow, deci este șansă și pentru mine să merg mai sus, că și tu ai greșit odată demult. o dată mai mult. Într-o circunstanță mai dificilă, mi-aduc aminte, am spus am o jumătate de minciună. Nu știu, mai, nu mai aduc aminte decât așa puțin. Atât am mustrat conștiința, zic, cu am eu, Rodica, să mint. Dar a fost, știu, o minciunică din aceea care nu, așa, nu vrei să spui tot adevărul. Atât m-am mustrat conștiința, dar am simțit să mă, mă mărturisesc. Nu știu dacă am scris chiar într-o carte lucrul acesta, că nu e bine ceea ce am făcut, dar am avut tăria să spun și eu pot greși. Și tu, da, este speranță. E bine când imediat te pocăiești, realizezi și te duci în drept situația. Și felul ăsta este tot o parte a smereniei. Nu, ok, eu sunt undeva sus, eu nu greșesc niciodată, nimeni nu e ca mine, nu, 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 nu. Fără Domnul, n-am fi nimic. Cineva spunea, dacă n-ar fi harul lui Dumnezeu peste noi, am fi și noi ca ceilalți, cei mai nenorociți oameni sau cei mai criminali sau cine știe ce alte lucruri am face. Trăim prin harul și dragostea Domnului. Acum mi-a venit în minte așa, o comparație: că există femei care au foarte mari calități de gospodine și gătesc extraordinar. Și de multe ori le auzim și pe ele spunând, a, uite, da, mâncarea asta ar fi putut să-mi iasă și mai bună. Aici s-a ars puțin sau. Însă, cele care nu gătesc așa de mult și nu excelează, e foarte uh, sensibil locul, nu cuva să zici că ceva n-a ieșit bine și chiar nici nu le face, nu că așa trebuia să iasă, așa trebuia să fie, pentru că avem parcă o... Uh, frică, rușine, să da. nu ne desconsidere, să nu zică nimic. Un, un de complex noi. de inferioritate da, da, în privința este. respectivă. Da. Și cum să scăpăm de el? Pentru că aproape toate femeile au așa ceva și și noi am avut. Cu cât noi ne apropiem de Domnul și ajungem să înțelegem cine suntem în Hristos cum ai spus și tu mesajul la Mamaia, ești minunată, ești frumoasă, deci ai preț, valoare înaintea Dumnezeu, aceste lucruri nu mai mă definesc pe mine. Au fost în viața mea, poate mai vin din când în când, dar eu imediat mă gândesc cine e Dumnezeu pentru mine, cine am devenit eu în Hristos și atunci nu mai sunt condusă de părerile altora să fiu foarte atentă să nu greșesc și să nu mă rănească că cineva că m-am prăbușit. Nu. Ești, o, e, ești în odihnă, într-o libertate. Ești tu însuți. Dar lucrezi la dezvoltarea caracterului tău și apropierii de Dumnezeu ca să nu mai ai aceste stări în viața ta. Și atunci viața e diferită. Ce ai putea zice despre uh, aspecte legate de smerenia în îmbrăcămintea femeilor, în aspectul exterior? Aici sunt niște laturi, două extreme, unele care consideră că e doar atât, altele că nu are niciun rost, cum arăți, e bine oricum. Ce crezi da. tu despre asta? Eu zic, împreună, ca și femeie, pocăită, nepocăită, dacă într-adevăr ai în tine integritate și caracter, te îmbraci modest. Vorbesc și pentru cele nepocăite. Pentru că tu știi cine ești, nu trebuie să mă dezgolesc, să arăt ceva care de fapt îmi arată slăbiciunea mea. Cât de slabă sunt și încerc să arăt altceva. Acum ne referim la persoanele creștine, pocăite. Într-adevăr e o mare problemă lucrul acesta pentru multe femei care de asemenea realizez că nu au o relație atât de profundă cu Hristos ca să ajungă să înțeleagă că nu neapărat exteriorul meu mă face sfântă și nu neapărat uh, starea mea lăuntrică de fapt definește și partea exterioară unele spun dacă mă îmbrac ok, nu mai așa cu capul plecat și mă îmbrac în gri sau negru sunt mai smerită nu e adevărat, pe când altele, cum ai spus, pot să mă îmbrac oricum că mă primește Domnul oricând. Trebuie să înțelegem, nici una, nici alta nu sunt bune. Ci noi trebuie să avem, din nou spun, acea integritate, să avem bunul simț de a ne îmbrăca, să nu fim pricină de potignire. Da, să nu dăm prilej bărbaților să poftească sau să ne judece, ci este înăuntru nostru acea modestie care ar trebui să o aibă și femeile din lume și cele creștine, dar mai ales noi, ca și femei creștine, trebuie să ne îmbrăcăm modest, dar nu neapărat asta arată smerenie. Am întâlnit atâtea femei care se îmbracă modest și frumos, dar nu neapărat sunt smerite. Smerenia este înăuntru, un în caracter, nu în exterior, cum te îmbraci, cum te piepți, cum te aranjezi. Pentru că asta poate să fie o mască. Și înăuntru e mânie, e răzvrătire, răutate, bârfă, toate celelalte. Tu nu dovedești prin asta că ești o femeie smerită. Pentru că așa ai fost crescută, poate să te îmbraci așa, așa ți s-a impus sau chiar îți place ție și ai înțeles că e mai bine așa. Nu e nimic rău. Dar Domnul se uită la inimă și la caracter. Acum venim la celelalte care pot să vină oricum. Dar gândește-te când te îmbraci. Pentru cine te îmbraci? că îți place ție, dar de ce îți place? Din nou vine complexul de inferioritate foarte mult la femei. Și crezând că dacă se îmbracă mai țipător, mai scurt, mai de o apreciază, fie femei, fie bărbați. Aceasta arată clar că ceva se lipsește. Ceva este un gol acolo care nu este umplut cu Hristos. Și de aceea încerci prin aceasta, neștiind că tu tot nu o să te simți bine. O, oh, m-a apreciat, acel băiat sau acea fată, vorbesc și pentru tineret mai ales. Sau mai grav, acel domn. Da, 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 da. Exact și nu-ți dai seama că poți să fii o pricină de potignire. Din nou spun, relația noastră intimă cu Dumnezeu îți acopere acel gol și nu mai cauți aceste lucruri. Și atunci este foarte ușor să arăți smerenia prin viață, prin vorbire, caracter și chiar îmbrăcăminte. Pentru că nu vrei să fii pricină de poctinire. Biblia spune, vai de acela prin care vine prilejul de păcătuire. Nu aruncăm, ci bărbații sunt de vină, că așa sunt ei, prin ochi poftesc. Dar dacă n-ar avea prilejul, n-ar mai pofti, deci și noi avem partea noastră de, de vină. Și totuși, în smerenia asta, Biblia ne încurajează să ne împodobim într-un anumit fel. Da te împodobești cu smerenie. În omul exact. ascuns al da. inimii. Și acest duh blând și liniștit zice că e mare de mare preț, preț în smerit. ochii lui Dumnezeu, dar și în ochii oamenilor evlavioși. Păi simți omul care îl vei smeri. Simți omul care este blând. Îl simți în Duhul. Dacă tu ești în Duhul, noi suntem în Duhul, îl simți imediat Duhul celuilalt. Când două persoane se întâlnesc și poate să se întâmple și ție, mă întâlnesc cu anumite persoane, poate pentru prima dată din star chiar fără prea multe vorbe, simt o conectare imediat. Cu alte persoane simt dintr-o dată parcă este un zid. Nu cunosc, nu știu. Ceva în lumea spirituală este. Ori nu mă acceptă pe mine, așa poate cum sunt, care anumite criterii de a vedea poate o femeie, sau sunt anumite lupte spirituale în lumea spirituală. Eu vreau să mă apropii de cel mai păcătos, de cel mai împietrit, de cel mai... Și pot, cel mai greu să te apropii de oameni religioși, pentru că, vezi, sunt niște lupte care e greu de, de priceput și de înțeles. Dar trebuie să ai un indiciu. Dacă nu ești liber în Hristos, înseamnă că tu sau eu am ceva care nu-i plăcut Domnului. Deci libertatea în Hristos este iubești pe oricine, îmbrățișezi pe oricine, accesi pe oricine, chiar cu diferențele care le are, accept. Eu te înțeleg, poate am fost ca tine. Mai am de învățat, apreciez ceea ce spui, dar vină în prezența Domnului să vezi lucrurile prin ochii lui Dumnezeu. Și automat ai blândețe, ai bunătate, ai dragoste, ai acceptare. Că timp eu duc din acela de respingere, de răutate, să uit urul la tine, te rănește acolo noi Duhul lui Hristos. Nu are cum Tot în carte spui și are foarte mare legătură cu aspectele astea pe care le vorbim acum despre smerenie, despre libertate Spui despre răstignirea firii pământești Deci atâta timp cât ego-ul nostru este acolo, eu cred că nu ne putem smeri, nu ne putem îmbrăca cuvincios că ori suntem într-o extremă, ori în cealaltă și hai să vedem ce presupune această răstignire a firii pământești în mod foarte practic pentru noi femeile. Da. Cel mai mare dușman al nostru nu este satana, ci este euul nostru, firea noastră pământească. Și Biblia tatea ori ne spune, este așa o mare luptă între firea pământească și Duhul Domnului. Noi suntem creați trup, suflet și duh. În sufletul nostru, acolo sunt mintea, voința și emoțiile. Aici este euul nostru. Cât ai fi de sărac, cât ai fi de păcătos, cât ai fi de, să zicem, extrema negativă, și acel copil și acea persoană tot are un eu care îi place să-l acopere, îi place să se justifice, îi place să iasă în evidență. Să se îndreptățească. Să se îndreptățească, da. Acum, când noi ne întoarcem la Domnul, am avut un har extraordinar că am citit anumite cărți special uh, care foarte mult a accentuat firea pământească, omorârea firii pământe și m-a ajutat foarte mult în lucrare și să pot să depășesc, să pot să iubesc să iert. În sfârșit, revenim la aceasta. Deci, este o circunstanță între tine și soțul tău, între tine și colega, vecina, sora, fratele la biserică. Copii. Copii, bineînțeles, și mai ales cu copiii. Și din punct de vedere omenesc, îți zice ceva, dacă noi nu am pus firea, eul pe cruce și pe cruce înseamnă răstinire, suferință, te doare, că nu-i faci poftele și ți-a zis ceva, imea îți vine, mea să-i zici altceva sau să te justifici sau să te acoperi, să zici nu, nu e adevărat, n-am zis ca tine, dar din cauza ta, tu ești de vină, tu ai greșit. Și aici dăm prilej de și începe cearta apoi nu se mai văd unii pe alții. Da, numai că parcă ni se pare normal să nu ne doară, adică în mintea noastră și am văzut asta la cei mai mulți oameni, stă așa un concept, măi, eu să n-am de suferit nici de la sos, nici de la copii, asta e starea normală și atunci mă și eu să mă compor frumos, dar vine suferința. Oh, da, deci în timp ce noi reacționăm reacționăm în firea pământească, așa cum am crescut în familia noastră, poate generațional, în orașul sau în biserica în care suntem. Dar cele mai multe stări vin chiar din familia noastră, din trecutul nostru, fie traume, fie probleme, dificultăți în familie și ele prin rădăcini noi. Și am întâlnit persoane care le frică de orice, suspicioase la absolut. Dar ce ai vrut să zici? Și cunosc anumite persoane care trebuie să fiu atât de atentă tot ce spun, pentru că orice cuvânt care îl spui, tu îl spui din sinceritate, pentru celălalt a fost ofensă. Uh -huh. Se supără, nu vrea să te mai vadă, nu mai vorbește cu tine, sau vezi tristă și am zis oh, unde am greșit? Unde am greșit? Mă tot gândesc. Pentru că eu știu că am vorbit din sinceritate, nu cu gând să atac, nu cu gând să rănesc, nu cu gând ca să fac rău. Dar Celălalt, dacă are o inimă rănită, poate din copilărie, tot a avut astfel de stări, de frică, de respingere, toate acestea, în momentul când tu spui ceva, a luat-o personal. Acolo este euul rănit, netratat, nevindecat, neschimbat, netransformat. Și tot așa va fi problemă și persoana respectivă, toată viața va fi chinuită sau chinuită. Totdeauna gândindu-se la unul sau la altul ce a zis. De aceea Domnul Iisus zice, vreți să mă urmați pe mine? ia scrucea în fiecare zi și urmează-mă. Trebuie să ajungem din firea pământească, o punem pe cruce și apoi intrăm în Duhul și unde este Duhul este libertate, este pace, este iubire, nu mai este răstălmăcire, suspiciune, ofense, nu mai e nimic aici. Și este Hristos și cuvântul exact. în centru. Da, exact. Și ai pace și bucurie și chiar dacă mi-a zis cineva ceva, a, cu cine și ce probleme are acasă? Și s-a răzbunat pe mine îl iubesc, îl binecuvintez, ai pace, nu zici, da, mm. da, ce mi-a da, ce a vrut să spun, Dar ce a făcut și încerc să te răzbuni. Vedem, este crucial în viața unui creștin, zilnic să înțeleagă puterea care este în firea pământească și să înțeleagă să o pună pe cruce. Te doare, te doare o zi, două, trei, cu cât practici răstignirea unde duce la moarte. Și acolo mergem la Galatei în 2.20, zilnic îi spun Domnului, am fost răstinit împreună cu Hristos și acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum într -o, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care a murit să a dat pentru mine. O persoană care a învățat smerenia. De multe ori înveți prin post, prin rugăciune și zdrobiri în viață. Și prin cuvânt. Bineînțeles, cuvântul, fără cuvânt, nu, nu putem, pentru că acolo e lumina, acolo vine revelația, pe el ne bazăm și când vin experiențele vieții noastre, da? Și când treci pentru o anumită zdrobire, zici, Doamne, ce vrei să mă înveți de aici? Dumnezeu zdrobește exact firea, omul care e tare înăuntrul tău, mândria, toate celelalte stări. Și dacă tot timpul te justifici și te învârți 40 de ani în același loc, dacă ne ai ajuns să zici, da, Doamne, eu trebuie să fiu ca tine, aleg să iert. să te duci și te deschizi, te mărturisești că sunt lucruri din trecutul tău, anumite traume din copilărie și tot încerci să fii tare, cum am mai zis, îți vrei, îți acoperi slăbiciunea. Că dacă intri în camera aceea durerii din trecut, care s-a tot repetat, trebuie să mor și doare și nu ne place moartea, nu ne place durerea. Vrem totdeauna să pozăm că suntem ok și suntem bine. Nu, și sfatul meu este, indiferent că vei suferi un moment sau de câteva ori, intri într-o libertate după ce ai murit, e ulfirea, pornirile tale a păcii și a bucuriei încât iubești pe toată lumea, nu te mai deranjează nimeni și nimic. Îți place să stai mereu chinuită și totdeauna suspicioasă și totdeauna care gata să te aperi și să te răzbun sau să te superi? Sau vrei să intri în odihna lui Hristos? Avem mare nevoie să punem pe cruce în fiecare zi firea pământească. Așa este da. și după ce o punem, Hristos este în centru, cum spuneai, și Dumnezeu face lucruri mari prin noi și noi ne bucurăm că suntem împreună cu El lucrători și, cum spune cuvântul, suferințele de acum nici nu se compară să fie puse alături cu slava viitoare. Acum e slava și după ce mergem la Tatăl, dar aici. este slava și aici când datorită ascultării noastre iese în evidență gloria lui Dumnezeu și da. asta doar pentru că eul nostru a fost pus la colțul da. care îi se cuvine și... și aș vrea să adaug de a ști ce mult pierd oamenii care nu învață zrobirea smerenia, crucificarea firii pământești. Da. atâtea binecuvântări sau atâtea lucrări, lucrări mari are mari. Domnul da. dar nu are încredere în tine să ți le dea și prin har vei ajunge în cer și am avut așa o imagine și am auzit și la alți frați vine vremea când Domnul zice uite cât am avut în plan să-ți dau, să te folosesc dar nu am putut pentru că tu tot ai stat în rana ta, în durerea ta în mândria ta, în ambiția ta și nu am putut să-ți încredințez lucrări atât de mari și mărețe și de ce poate lucrări cu efect la nivel de familie, da, la da, nivel da, da. de generații. Să ne amintim de femeia de Bora, care a avut o bătălie în smerenie, dar țara și așa a avut o dignă 40 de ani, da, datorită da, ascultării ei. Da da, 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 da. Sunt lucruri frumoase cu Domnul, este așa o frumusețe, pentru că ceea ce Deavolul vede că, ok, nu ne poate duce în păcat, să zicem păcatele altora sau care noi le-am făcut în trecut, nu ne poate duce dar el vede firea noastră, eul nostru și vine cu o influență și de aceea sunt scântei în familie divorțuri în familie, probleme în familie și apoi normal că vine și păcatul după aceea și ceartă și copii după aceea văd părinții cum se ceartă și văd anumite lucruri negative și în loc să fie un curs de rai, în loc să fie acea pace, iubire, odihnă este așa de multă suferință. Și de ce? Pentru firea asta, bă, domnul m-a învățat, Rodico, pe cruce cu tine. Pentru că firea vine până la nivele înalte, spirituale, între lideri, între păstori, între cântăreți. Pentru că eu vorbesc mai bine ca tine, eu când mai frumos decât tine, eu am mai multă favoare, eu am mai mult ban ca tine, eu am mai multă influență ca și tine. De ce nu m-a pus pe mine? Atunci, eu văd dincolo de aceasta. Din nou, firul mândriei care atât de mult distruge. Când înveți trubirea, smerenia, indiferent că tu ești cel mai bun și nu te-a pus să cânți, să spui o poezie, să predii sau să te duci într-o lucrare, i-a pus pe altcineva, e testul tău. Iubește, iartă, taci. Stai în așteptare. Că Domnul vede potențialul, ei n-au văzut. Înțelegi? Și în momentul acela vine vremea când Domnul te promovează după ce tu ai trecut testul smereniei, altă cerii și în același timp să binecuvintezi pe ceilalți. Doamne, într-adevăr, văd că vorbește mai slab decât mine, cântă mai greșit decât mine, dar sunt aici, nu neapărat în evidență, sunt aici ca să ridic mâinile, Lasă, Doamne, ungere, lasă, Doamne, putere, lasă, Doamne, binecuvântare peste ei. Că nu e vorba de noi, e vorba de lucrarea de ta. gloria lui. E vorba ca oamenii să fie atinși prin cântare, prin mesaj. Eu sunt aici, acum, pe postul de luptător, de mișlocitor, de acela de a binecuvânta. Aceasta, pentru deavolul ei, este o lovitură. Pentru Domnul este glorie. Uite, fica mea prea iubită sau fiul meu prea iubit, a înțeles această smerenie. Dar eu îl moare, eu îl se chinui înăuntru o De ce? Dar eu trebuie, o oh, ia și făcut mai mult. Nu, pe cruce. Au fost câteva momente și în viața mea câțiva ani în urmă și am simțit această, parcă euul meu se tulbura, provocare. se agita, mă provoca că nu m-a pus pe mine, a pus pe altcineva. Dar domnul zis, domnul mi-a zis, de unde vine aceasta? îți zic ce controlează te ei de înăuntru tău, e deja în tine să vină din afară. Am simțit clar că venea din afară și am zis atunci, nu, Rodico, pe cruce cu tine. Tu ești aici să glorifici pe Dumnezeu, să faci ce Dumnezeu are în plan pentru tine. Și am putut să depășesc și să nu mai mă doară, să mai mă deranjeze nimic altceva sau să fie invidie, gelozie, competiție și toate aceste stări. Și mă rog pentru toți liderii de orice natură ar fi să, aleg, să aleagă smerenia, să-L vadă pe Hristos în ei dacă tu vrei, Doamne, slavă ție. Dacă nu, iar tot te glorific. Dar voi fi poate mai puternică, stau în spărtură și binecuvintesc pe ceilalți. Și cerul se bucură. Am vrea să ne mai uh, vorbești și despre cum vedem gloria lui Dumnezeu. Oricum ai atins deja uh, că vedem gloria lui Dumnezeu când ne smerim, dar este și în carte despre uh, a experimenta gloria lui Dumnezeu. Este cea mai frumoasă treaptă, dimensiune a unui creștin la care trebuie să ajungem. Prea puțin se vorbește despre aceasta în românește, mai mult este tradus cuvântul slavă, dar parcă mie îmi place mai mult să zic Cred că vine mai aproape de limba rusă da. și noi cum suntem da, aici. Și pe glorie, se zice. Uh, slava vine Da, slava, vine da, din da, 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 probabil, și... da, traducere. Uh, gloria lui Dumnezeu este atunci când ajungi la așa o relație cu Dumnezeu, în te contopești cu El și ajungi la concluzia, indiferent cât ai făcut pentru Domnul, câte știi, ce multe a folosit Domnul și ce daruri poți să ai, foarte multe daruri, ajungi la concluzia că n-a ajuns să fii una cu El, în El. E totul doar despre El. Și sunt atâtea cântări care, și acum au început să se cânte. Dumnezeu când vrea să se manifeste cu gloria lui este el singur care face lucrări, minuni, vindecări, liberări, pocăințe, suflete se întorc la Domnul în gloria lui. Mergem la exodul când Moise a văzut foarte multe minuni și a ajuns la un moment să zică Doamne arată în gloria ta. Adică te vreau pe tine, frumusețea ta să te văd. Vreau să văd cine ești tu mai, mai, aproape de mine? Știu că ești un Dumnezeu tot puternic, ești mare, dar coboară, vină mai aproape. Când noi ajungem și aceasta o vezi și o simți numai când ești în Duhul. Când ești în totalitate în Duhul, te-ai contopi cu El, deci trupul tău cu cele cinci simțuri nu mai funcționează, mintea, voința și emoțiile tale le-ai pus deoparte, ai ajuns să fii în Duhul. Aici este acea contopire între Duhul, nostru, care a venit Duhul Sfânt, cu Dumnezeu însuși. Când El în momentul acela te atinge și realizezi gloria Lui, se poate întâmpla lucruri extraordinare. Toți marii profeții ai Domnului asta preveste și spun, urmează să coboare gloria al Dumnezeu cum n-a fost niciodată pe întreg pământul, în ciuda întunericului care vine, ce peste voi răsare gloria Domnului. Cu alte cuvinte, este ceva supranatural. Este ceva dumnezeesc. Este ceva care se întâmplă lucruri fără ca tu să faci. Eu știu asta de mult. Ascultam un cântăresc care a primit de la Domnul cântările. Și se întâlnea miercurea seara cu mulți din multe biserici în America aceasta și cântau până cobora gloria Domnului. Și ce minuni se întâmpla, oamenii se pocăiau, oamenii erau vindecați, multe persoane se împăcau care au fost certați fără ca nimeni să le vorbească ceva, fără ca nimeni să pună mâna peste ei să se roage pentru vindecare. Pentru că Domnului îi plăcea acele cântări de închinare, de adorare, pentru că Domnul a coborât prezența lui, lucruri se începeau să se schimbe. Și asta am simțit din partea Domnului, să vorbesc, eu nu pot să spun că am avut eu mare experiență, dar este ceva care mă atrage și de ani de zile în urmă mi-a zis Domnul, cheamă gloria mea, ce ai, Doamne? Nu știu despre ce e vorba. dar știi cât de mult deavolul tremură când voi chemați gloria mea. De ce? Pentru că atunci eu mă manifest. Atunci eu cobor în puterea mea. Atunci se vor întâmpla lucruri pe care voi nu le puteți face. E adevărat că Domnul a spus, a dat darul. Am făcut multe cu frumoase. Dacă ne ajungem la acel nivel, într-adevăr, supranaturalul devine natural. Dar condiția care este? Bineînțeles, sfințirea, o inimă smerită, o inimă dedicată Domnului, o inimă care se închină lui în duc și în adevăr. Omenirea, creștinătatea trebuie să ajungă să înțeleagă adevărata închinare care îi place Domnului. Toate cântările sunt bune. Dar spunea un frate, zice, voi ați cântat astăzi, dar nu v-ați închinat. Da, e total diferit să cânți, cântări. cântăm în cântări frumoase, melodii create de oameni, de cerere, de mulțumire, de închinarea. Deja trupul tău, sufletul tău, deja simte că a intrat într-o nouă dimensiune. Da, e acea unitate încât continuă aceeași melodie. Că știu că cineva spune, ce tu repetați mereu, aleluia, aleluia. Nu i-am spus personal, sora mea, încă ești în fire. Nu înțelegi că prima dată noi cântăm cu gura, cu mintea și când ai ajuns să intri în Duhul, ca și cei 24 de bătrâni și cele patru fapturi vin, nu se mai satură cântând mereu, repetând mereu, Sfânt, Sfânt este Domnul. Pentru că în Duhul tu ai ajuns la un alt nivel, altă dimensiune și ai prins o melodie în care glorifici pe El pentru cine este El și Duhul deja ia control peste tine, ca și cântăreț, ca și indiferent că nu ai tu darul să fii în față să cânți, dacă ești într-un mediu, uh, într-o biserică într-una ai cântat cum eram și aseară la voi și chiar am vorbit cu cei de la închinare, nu m-aș mai fi oprit nu m-aș mai fi oprit, aș fi cântat într-una, eram deja în alte dimensiune și Duhul venea, mai și te rugai lăudai, vorbea în limul și pomă, iară glorie, glorie, Doamne Tu ești Dumnezeu la toputănii, Tu ești Yahweh. aici este frumusețea omului lui Dumnezeu, când ajunge la acest nivel, când gloria Domnului coboară, când gloria te cuprinde și s-ar putea să ai probleme și necazuri acasă, poate ai boală sau ceva, nu te mai afectează. Ești în glorie, ești la un alt nivel. Și aici, frumusețea este, credința se ridică la un alt nivel. Și începi să ai așteptări de la Domnul. Și Dumnezeu începe să arate ceva. Atunci, în glorie, primești revelații, primești, poate, viziune cum i-a dat Domnul și astea, cuvinte de cunoștință. Unele persoane au frică, altele au bol. Uite ce trebuie să faci. Atunci când ești în glorie, ceva se schimbă. Și mai ales dacă ți-a dat Domnul dar de profeție și de multe asta, chiar Derek Prinț, mi se pare că el spunea, eu nu cred orice profeție, cu toate că și el avea darul de profet. Și... Dar când este o închinare în duș și în adevăr și de Domnul profeție o revelație, știu sigur că e de la Domnul că atunci este gloria Lui. Nu mai poate să fie interferențe omenești, nu mai poate să cu îndoială, cu necredință. Știu că vine direct din inima lui Dumnezeu. Și am zis, Doamne, du și personal acasă întotdeauna și și în biserici să ajungem la acel nivel încât chemăm gloria Domnului și să ne pregătim să intrăm în această atmosferă divină, închinare în Duh și în adevăr, nu doar cu buze, nu doar cu mintea și apoi de la închinare te duci iar în fire, în lume, în păcat. Nu, Acolo se produce adevărata transformare care ține. Exact, asta mi-am de ce spunea prietena noastră, doamna doctor Rodica Maloș, uh -huh. în cărțile ei și în emisiuni, uh -huh. cum Duhul Sfânt regenerează în rugăciune și prin da. cuvânt neuronii noștri. Și chiar am observat. Persoane care stau în prezența lui Dumnezeu sunt mai eficiente și la locul de muncă. Așa și azi. altfel au idei, și altfel nu trebuie să le explici așa de mult. Pentru da. că Dumnezeu se arată în mod supranatural și vine și cu o înțelepciune de care avem nevoie în viața de zi cu zi. Inclusiv, trupul nostru s-a constatat și s-au făcut analize la cei care cântă, la cei care vorbesc în limbi, la cei care se roagă. Ceva în trupul nostru se schimbă. Deci, mai ales care se bucură. Bucuria. Domnul este tăria noastră și eu sunt uimit acum de atâtea lucruri care le știu sau le-am practicat eu și alți, alte persoane ale lui Dumnezeu care au avut experiențe mare cu, mari cu Dumnezeu. Știința a ajuns să explice frumusețea închinării, a rugăciunii, a vorbirii în limbi, a păcii, a bucuriei și acum toți îndeamnă apostolului, atâția doctori asta și în România am văzut, Țin tot felul de seminarii și mereu sunt pe YouTube, pe Facebook, care încurajează Postul. Ai probleme cu creierul, cu mintea, postește câteva zile. Ai probleme cu inima, postește. Ai nevoie orice boală. Pace, bucurie, post, rugăciune. Doamne, ce minunat este. Că oamenii vin la... să dovedească Biblia că e adevărată. Inclusiv de la medici necreștini din străinătate, am auzit despre transformarea ADN-ului, uh -huh. a geneticii noastre, adică eu care am fost uh, timid și uh -huh. nu știu cum, afectat de generațiile dinainte, pot fi transformat și copiii care se vor naște, vor fi niște copii extrovertiți și prietenoși. Da, și asta da, are de-a da. face cu ceea ce schimbă Dumnezeu în noi. Mai avem doar câteva minuțele și aș vrea să mai răspuns la o întrebare legat de uh, subiectul înțelepciune. Ai vorbit în câteva capitole despre înțelepciune și consider că este o caracteristică foarte importantă și de aceea aș vrea să ne spui ce crezi și să detaliezi un pic ce ai scris în Când carte. Când am scris m-am dus cu gândul și am vorbit despre Daniel, că aveau o înțelepciune nemaipomenită, diferită, dar de unde o avea? Ascultarea lui față de Dumnezeu, în primul rând, că el a fost luat rob, nu a uitat învățăturile care părinții le-a dat, care au fost date pentru poporul Israel. A ajuns să fie străin, rob, dar domnul aici, pentru că și avea un plan cu el, i-a dat acea favoare și înțelepciune mai mult decât toți ceilalți. Și am zis, Doamne, înțelepciunea o căpătăm prin a învăța, a studia, a cunoaște. Dar pentru noi creștini, în afară de aceasta, înțelepciunea o găsim în cuvânt că Domnul Iisus zice, eu am fost făcut pentru voi înțelepciune, neprihănire, răscumpărare. În mine sunt ascunse toate comorile înțelepciunei și științei. Unde? În Hristos. Când spui Hristos, nu-l vezi, dar vezi cuvântul scris, dar din nou spun, revelat prin Duhul Sfânt. Cu cât noi avem o părtășie cu Domnul, prin cuvânt spun din nou, începem să avem înțelepciunea. Noi trebuie să fim femei înțelepte și vedem pe paginile Scripturii multe femei înțelepte. Eu nu am avut timp să scriu decât cum ai spus tu spicuieri, care în urma poate n-au avut căl să citească, dar poate zdrobirea, poate circumstanțele vieții, inclusiv și vârsta, te maturizează și te face mai înțelept. Și eu văd multe lucruri care nu le mai gândesc sau nu le mai fac cum făceam poate acum nu știu câți ani. Devii mai înțelept în urma zdrobirilor, a încercărilor vieții și mai ales în cuvântul lui Dumnezeu. Cu cât citim mai ales proverbe și psalmi, căpătăm înțelepciune de la Dumnezeu și trebuie să o căutăm înțelepciunea ca pe o comoară, trebuie să o dorim înțelepciunea, pentru că e așa de frumos ce prin gura ei se cuvinte înțelepte în fiecare zi din gura noastră să iasă cuvinte noi înțelepte, în orice încercare, în orice circunstanță, la magazin, acasă, cu copilul, cu soțul, la servicii. la să vadă, mai fata asta tace și tace, dar și când spune un cuvânt, e plin de înțelepciune. Și de putere că da. acele cuvinte aduc viață, aduc o altă atmosferă în jur. Da, și asta este un demn pentru noi, femeile, că suntem la această emisiune. Hai să nu mai vorbim mult. Hai să ne gândim înainte să vorbim. În orice circunstanță, nu fiecare să Hai să și eu să spun, spune și tu. Nu, nu, nu. Taci, ascultă, meditează. Și când ai spus un cuvânt, să vezi că din el este viață, că tu între timp te rogi, gândești, ai experiențe și când ai spus un cuvânt, a dus viață în cealaltă, a deranjat-o poate pe una, dar a adus o binecuvântare celelalte. Să Aici temențe. mi a -ai adus aminte de o poezie printre primele care am recitat eu când eram foarte tânără. Era despre vorbire și vreau să subliniem că da, înțelepciunea da. are legătură cu, cu ce vorbim și Sim. cu cât vorbim. Da? Și zicea așa că din darurile vieții Vorbirea e cea mai grea, greșim în multe feluri, dar cel mai des prin ea și se încheia așa după ce arăta multe lucruri că mai bine stai de vorbă mai mult cu cel de sus exact. și spune vino Doamne, amin, vino Iisus. Adică să spunem amin la cuvintele lui și la da. ceea ce da. este trebuie să ne luăm rămas bun mulțumim foarte mult pentru că te-ai pus deoparte și îți mulțumim și familiei tale Mulțumesc. care te susține, lui Marian, fetelor, lui, lui, lui Richard și vrem să ne spui cum putem comanda cartea. Știu că este o carte, am citit mare parte din ea, potrivită pentru orice femeie, Obține. pentru orice vârstă dar și pentru bărbați. Și pentru bărbați pentru că sunt numai versete din Biblie care sunt lecții, meditații pentru ziua respectivă. Deci de o să avem la conferințele unde mergem, uh, o să se meargă și în librării, uh, să mă contacteze personal. Avem aici o, să... o adresă de e-mail da, da. da, da, da. yahoo.ca. o să o afișăm și da, putem da, da. să primim. O să mai lasă așa prin țară la anumite persoane care vrea, dar va fi o mare binecuvântare, chiar și un cadou să dai oricui și chiar am zis dacă vine yes. prigoana, dacă ni se ia Biblia, dacă nu mai avem apă pe telefon. Ai ia cărticica cu tine în, în mașină și oricând un cuvânt te înviorează, te încurajează, îți dă o nouă lumină și chiar dacă îl știi, poate să fie doar ca o completare sau o confirmare și zici, a, oh, e pentru mine asta astăzi. Că de multe ori facem, deschidem Biblia la în întâmplare, ce -mi vorbește Domnul astăzi, da? Și imediat simți încurajare. Și de aceea asta am simțit din partea Domnului, ca fiecare zi cineva să fie înviorat de cuvântul lui. Mulțumim. O luăm așa ca pe o prezență a Domnului prin cuvântul lui. Dar și ca o dovadă a prieteniei tale, pentru că știu că ți pasă de fiecare femeie din această generație și ai vrea să fii lângă fiecare, să o mobilizezi, da. să o mângâi, să o înflăcărezi, să iubească mai mult pe Domnul. Mm -hmm. Și iată-te aici, între cele două coperți, cu tot felul de sfaturi. Așa că, dragi prietene, haideți să ne procurăm cartea și să o dăm și altora, pentru că ne va face bine să o citim. Așa Mulțumim, este. Rodica! Și mulțumesc mult. Binecuvântarea Domnului peste tot ceea ce faci. Și, așa cum am spus și altădată, sărăcia ta și a familiei tale, sacrificiul tău, este bogăția noastră a multora. Domnul, fie o lăudat, faci totul cu bucurie ca pentru Domnul, când El te cheamă și te umple de dragostea Lui. Și e frumos. Nu simți niciun sacrificiu prea mare când îl faci din dragoste. Pentru așa Domnul este. și pentru oameni. Și. Dragi spectatoare și dragi spectatori, mâna lui Dumnezeu nu este prea scurtă și nu lucrează numai prin oameni care locuiesc peste ocean sau au o chemare specială. Dumnezeu vrea să lucreze cu fiecare din noi și Rodica prin cărțile ei și alte femei pot să ne fie un exemplu. Așa că. Haideți să pășim și să fim la dispoziția Domnului care are lucrări mari de făcut cu fiecare dintre noi. Fiți binecuvântați și să ne vedem sănătoși cu ajutorul lui Dumnezeu la o nouă ediție săptămâna viitoare. La revedere! O emisiune sponsorizată de Matero.